În politică nu există niciun fel de filtru. Ai cărat o geantă, da? Geanta cui trebuie, sigur, la un moment dat în cariera ta, gata, ești politician. Totuși, în domeniul ăsta, vorbim aici de marile vipere ale societății, da? Ale presei. Nu vorbesc aici de niște simpli reporteri pe care nu i-a văzut nimeni la chip. Deci aici vorbim totuși de elita pungășeniei în presă. Gâdea, Rareș, Bogdan, Turcescu, Carmen Avram și așa mai departe. Lista este infinită. E bine, ăștia, să știți că spre deosebire de porcii din politică, tot mai trebuie să treacă printr-un filtru. Politica nu are niciun fel de examen. Acolo niște cumetrii sunt suficiente. Aici nu e chiar așa. Ca să fii totuși Mihai Gâdea, trebuie să fii porcul cel din tâi. Adică să nu cumva să credeți că e atât de ușor să fii Gâdea. Nu, este practic imposibil. Deci ca să ajungi în poziția lui, să fii omul de casă pe care să șterge la fund Dan Voiculescu, nu e ușor deloc. Da? Sau să fii Rareș Bogdan, nu este deloc ușor. Așa toată lumea ar veni de pe stradă mâine dimineață să ia locul. Cum au impresia unii, la fel de nejustificat, că pot să vin aici. Nu e simplu. Da? E destul de complicat. Aici este ca la teatru pe vremea lui Ceaușescu. Erau 5 locuri. Da? 1000 de candidați. Nu erai pila cui trebuie, puteai să reciți tu din Shakespeare până a doua zi dimineața, că nu intrai. Nicăieri, nici la București, nici la Târgu Mureș. Nu intrai. Deci era pe pile. Așa este și în presa din România. Da? Deci ca să intri, totuși trebuie să treci în niște filtre. Plus că după aia dai examenul pe sticlă. Nu stă nimeni pe televizor cum stă Gâdea de atâția ani dacă n-are trecere. Bineînțeles. Uite, Lagardère, marele patron de presă francez, a fost astăzi în redacție la Europa. Poate v-a mai povestit, e marele scandal cu postul de radio istoric, cu post de radio francez care nu mai face audiențe deloc. E ca un încărcător de la pe care îl bagi în priză și telefonul ți se descarcă în loc să se încarce. Se mai întâmplă și faze de genul ăsta. Da, Digi24. E, la Gardère le-a spus angajaților de la Europa, sute de oameni acolo, vă povesteam atât ce salarii sunt acolo, 17-18 mii de euro are o vedetă de radio. Atenție, starurile au peste 40 de mii de euro pe lună. Nicolas Cantelou, de exemplu, la care imită pe toți la Europa, are peste 40 de mii de euro salariu pe lună. E bine, și le-a spus la Gardère astăzi, care era face și în România, în media, dacă nu cumva le-o fi vândut între timp, că el nu va vinde niciodată postul. Dar sigur că ei au sărit în cap și au cerut tot felul de lămuriri, că sunt mulți pijiși de ăștia care lucrează pe termen determinat, cum ești pe la Digi24, așa, și care nu știu din ziua de mâine din ce va fi făcută, dar asta vreau să reținem, nu va vinde niciodată postul de radio. Nu ne interesează în cazul ăsta Europa, dar ne interesează ca exemplu, da? Așa se întâmplă și la noi. Bă, te duci, ești Gâdea, ești Rareș Bogdan, vine patronul, stă de vorbă cu tine și îți spune, bă, Rareș, eu câte zile eu avea, eu te țin aici, să n-ajung cu cătușele de mâini. Cum s-a întâmplat de altfel la realitatea că n-a ajuns patronul, dar a ajuns postul cu cătușele de mâini. În orice caz, omul a plecat exact când s-a scufundat Titanicul. Sau, mă rog, când s-a lovit de iceberg, plecat exact la timp. Acum nu-i mai stă capul la Bruxelles. Voia, de fapt, își trăgea, ați văzut, sforile să preia direct rezidenția PNL București, că putea să le comaseze într-o primă fază. Hai să fim serioși. Dacă prindea șefia PNL București, după aia îl interesa să candideze la primăria capitalei, unde PNL-ul iarăși n-are pe nimeni. Și tot așa. Dar mă rog, sunt niște ițe încurcate, o să vă mai vorbim despre ele. Se vorbește chiar de revenirea lui Nicușor Dan, pentru că spuneam, nu s-a înțeles Ludovic Orban cu Rareș Bogdan, cerințele Rareș Bogdan nefiind acceptabile de către șeful PNL, și atunci există varianta ca Nicușor Dan să revină și să coaguleze el o opoziție din trasta, o opoziție la Gabi Firea, și el să fie eventualul candidat al PNL, USR, mai știu eu ce alte partide vor adera la această coaliție împotriva Gabrielei Firea pentru primăria capitalei, Nicușor Dan. Eu spun că timpul lui a trecut în politică, atunci când s-a retras din USR, trebuia să plece direct acasă. A fost un meteorit, spuneam, am comparat și cu Nicolae Labiș, ce mai vrea. Mai mult decât atât, nu cred că mai poate să facă, el nu câștigă primăria capitalei, Nicușor Dan. A trecut vremea sa,
un om pe care l-am apreciat, îl apreciem și în continuare, a fost o rară avis în politica românească, sigur, vremelnic așa cum a fost, dar poate că e mai bine să treci din clipe, din momente de astea, decât din eșecuri zguduitoare care să se întindă precum istoria PSD-ului pe zeci de ani. Petre Daia spunea, am fostul preferat al lui Liviu Dragnea, ar fi pe Făraș, el ar putea să fie demis și poate chiar încarcerat într-o bună zi. E bine, ce s-a aflat de un azi? Petre Daia, care știți că are 69 de ani, poate simțind valul schimbării, poate pur și simplu anticipând de ceva, nu mai ratează nicio deplasare fără să-și ia soția cu el. Soția lui Petre Daia se numește Camelia Daia, are 49 de ani, este doar cu 20 de ani mai tânără decât Petrică, participă la absolut toate deplasările acestuia, deplasări externe, în ultima vreme se spune chiar mai multe decât cele interne, se cheltuie niște sume enorme, nu mai știu ce să facă ăștia lui Dăncilă. Petrică, într-adevăr, a ajuns scabros, rău de tot. E bine, pe unde se duce și prezintă soția, spunându-le omologilor sau partenerilor de discuții, că este viitorul agriculturii românești. E bine, a primit și niște complimente din partea unui comisar, vă spuneam ieri că comisar să fii, în ziua de astăzi este lucrul cel mai de apreciat, un comisar pe nume Hogan, Phil Hogan, un nume de ăsta de filantrop, i-a spus lui Petrică Daia, vai ce soție tânără aveți, domnule ministru, la 50 de ani tinerică. Cred că totuși n-arată la fel de bine ca Marina Almășan. Dar, în fine, asta este treaba lui Georgică Cornu. Bineînțeles, nu este de nivelul Marinei Almășan. Marina Almășan a făcut 30 de ani, mai face încă televiziune, 40 de ani de televiziune. E greu să te compari cu ea, dar aleci, asta e. Și-a găsit și el, până la urmă, o consoartă. Important este că e tinerică. E din vasul lui. Deci Camelia Lucian Daia, așa o cheamă, este din vasul lui și să știți că nu puteți să-i spuneți Cami. Trebuie să-i spuneți doamna ministru. E un mic dictator și Petrică. De asta spuneam, doamna Dăncilă, dacă ne ascultați, 30 iunie. Da, să faceți acel mare congres, când dumneavoastră, sigur, veți rămâne cu mai scurtă de un cap. Da, nu e o problemă. În ultima vreme, doamna Dăncilă nici nu mai pare să fie atât de nepopulară. După părerea mea, după plecarea lui Liviu Dragnea, fie și milă, practic, să mai dai în ea. Sigur, îi va cădea capul, pentru că sunt mulți acolo care de-abia așteaptă. Paul Stănescu, Șerban, Niculae, Bădălău, Nicolicea și toți ceilalți, da, care de-abia așteaptă. Cine știe cine o mai fi? Marian Oprișan, bineînțeles că e pe listă și poate nu neapărat în ordine asta trebuiau prezentați corifeii PSD-ului, să ne ierte Nea Marian, dar așa e, de la un moment dat încolo, sigur, nu mai știe exact cum să-i plasez pe toți, cum să aranjez toate personajele pe tablă. Deci Petrică Daia își trăiește, să spune și el, ultimele zile. Cine va veni oare la agricultură și va spune, după vreo 15 luni de la preluarea mandatului, a moștenirea Daia e o moștenire grea? Pe unde a trecut Petrică, nici roșiile nu mai cresc. E posibil acest lucru, agricultura să intre într-un colaps după Petre Daia. Bun, dar ca să încheiem cu acest personaj, la fel de sinistru ca și Nicolae Dragnea, e bine, el ar fi fost autorul totuși al acelui mic miracol, și anume atras cu niște rachete ca să îndepărteze grindina din calea suveranului pontif. Deci, dacă a stat ploaia la un moment dat, a fost o grindină de-aia a la Putin în România, e bine, Petre Daia a recunoscut, deci nu este un zvon, nu este o știre a la Gâdea, care să-l ridice nejustificat în rang pe Petrică Daia, bănuiesc favoritul antenelor în vremea în care Liviu Dragnea juca sârba pe grumazul acestei națiuni. E bine, Petre Daia a recunoscut zâmbind, da, da, eu am fost. A tras cu niște rachete, o să vedem și factura, cât de curând, ca să îndepărteze grindina, să nu-l deranjeze pe papă, papa care, ați văzut, a plecat foarte încântat din România, într-adevăr, un personaj de calibru, evident, nu ni se potrivește nouă un asemenea om. Românii, sigur că l-au răsplătit cum s-au priceput cei mai bine, dându-și seama că sunt totuși în fața unui fenomen, așa cum a fost și venirea
pe Ioan Paul al II-lea la București în urmă cu 20 de ani. Tudorel Toader, că n-am scăpat nici de el încă, nu și-ar fi dat demisia de la rectoratul, în fruntea rectoratului Universității Ieșene. E bine, despre altceva e vorba acum. Fostul ministru al justiției a câștigat în 2018 cam aceiași bănuți pe care i-a luat premierul britanic Theresa May. Acesta era salariul lui Tudorel Toader. 65.000 de lei pe lună câștiga Petrică Daia. Asta pentru că actualul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza a încasat venituri de aproape 800.000 de lei pe an. Și făcând așa o raportare, 65.000 de lei lua pe lună, adică 650 de milioane de lei vechi. E, vedeți, ăsta este într-adevăr un post bine remunerat. Sigur, el nu lua numai de la Ministerul Justiției, lua inclusiv din pensie. Cumula foarte multe, și asta cu rectoratul de la Iași, avea mai multe surse, cum avea și Turcescu. A jucat la mai multe capete, ba scria câte un articol pe undeva, ba se mai ducea, mai ținea o conferință undeva, ba cânta la Eurovision, ba mai ieșea pe nu știu unde, ba, așa, și până la urmă ieșea și lui de o sumă de asta impresionantă. Sigur că nu o să acum, nu putem să spunem chiar toate sursele, că urmă aia n-avem probe, da? Câștiga un pic mai bine decât Tudorel Toader Turcescu. E bine, nici doamna Theresa May nu câștigă mai mult. Am făcut o aproximație, un salariu de 12.750 de lire lunar. Asta înseamnă cam 67.000 de lei pe lună. Deci între Theresa May, care s-a bătut totuși cu toată Europa și cu euroscepticii britanici în primul rând în toată această perioadă, lua cu 2.000 de lei pe lună mai mult decât Tudorel Toader. Ăla care nici nu știa să pronunțe Europa. Îi spunea Europa. Da? De la Nicolae Ceaușescu n-a mai auzit un asemenea agramat. El era bun acolo, ci că la hârtiile lui, zice lumea care nu l-a cunoscut. Da, în orice caz, să prezenta o manieră jalnică. Sigur, a ieșit cumva reușind să împace până la urmă și capra și varza, pentru că se certase cu Liviu Dragnea și la cât suntem noi de toleranță, asta e suficient ca să nu-l aruncăm direct la cazanul cu zmoală al istoriei. Șeful statului, Klaus Iohannis, le-a propus participanților la întrunirile de la Cotroceni până la urmă un fel de pact politic prin care să reglementeze oarecum justiția, să ajungem la o înțelegere între partide și între popoare, probabil ar fi spus Neanicu, ca să dăm ceasurile istoriei înapoi și să refacem Constituția României și regulamentele, legile, măcar de pe vremea guvernului Grindeanu. Că, sigur, ar trebui să mergem un pic și înaintea lui Mișu Tudose, adică înaintea Tudose Grindeanu, după aia Victor Ponta, chiar un pic mai înainte aș merge până la Dacian Cioloș, că ăla era cu ordonanțele de urgență, asta cu penal, fără penal, în funcții publice, greu de agrementat până la urmă în politica românească. Bun, după o pauză, adică un bob zăbavă, cum ar fi zis Neovidiu, revenim. Mihai Caraman face mărturii complete și până la dinții de aur, iată-i, unde au dispărut tezaurele din gurile românilor? Chiar așa, s-a uitat evenimentul zilei în gura românilor, să vadă dacă mai au dinți de aur. S-o fi uitat la salam, la guță la ăștia. Dar în rest, Mihai Tudose a acceptat să formeze un guvern interimar de sacrificiu, asta e veche, o aveam deja de ieri. Cine ne scapă de Viorica Dăncilă, această Constantin Dăscălescu al lui Liviu Dragnea și respectiv cazul care zguduie Ministerul de Interne, trimis la moarte din cauza unor incompetenți din poliție. Papa, un observator cultural, toți înflorim când ne simțim iubiți. Sigur, mesaje multe dintre ele de suprafață, cum trebuie să facă orice lider politic, dar, sigur, în cazul acesta precis, aveau evident și substrat, pentru că nu vorbim totuși de un simplu reprezentant al bisericii aici. Noul costum popular românesc prezentat de Kamikaze, să aveți inundații plăcute, la televizor nu se vede esențialul, este aurit. Da? E suflat cu aur. Și atunci sigur că este încă și mai important. În condițiile astea să tot vină inundațiile, nu-i așa?
România medievală, în 2019 suntem repetenți la lupta împotriva URI, scrie Adevărul, și respectiv președintele începe să piardă referendumul pe care tocmai l-au câștigat românii. Interesant. Asta e sigur doar o, să spun, o încercare de a demonstra până la urmă într-un editorial, ai un număr de rânduri acolo când te apuci de lucru, așa e la editorial. Vezi că ai, îți spune, lasă să mă uit un pic cât e ăsta, 35 de rânduri, îți spune dimineața, ăla care paginează. Și atunci tu trebuie în 35 de rânduri, dacă mai ales ți-a ieșit titlu, ăsta nu e un titlu prost, președintele începe să piardă referendumul pe care românii tocmai l-au câștigat. Dar nu-ți mai vine încă o idee la fel de bună ca în titlu și atunci trebuie să te întinzi cam mult. Pentru că până la urmă nu-i vorba de asta. Președintele este în plină campanie electorală pentru prezidențiale și ați văzut că tocmai se mai gândește la un referendum, poate chiar în ziua alegerilor respective. Mai vedem până atunci. Bun, după publicitate, dăm bâra. Intră în universul NetBet.